Bună ziua, stăm astăzi de vorbă cu domnul inginer Costel Preda, directorul direcției silvice Dâmbovița. Domnule director, România se confruntă tot mai mult cu fenomenul defrișărilor și se vorbește tot mai des de o mafie a lemnului. Care este situația în Dâmbovița, unde hoții fac și aici pagube prin tăieri masive de arbori? Care sunt zonele vulnerabile și cum colaborați cu poliția și jandarmeria în prevenirea și depistarea infracțiunilor de furt de material lemnos? Bună ziua! Și bine ați venit la Direcția Silvică Dâmbovița. Vreau să vă informez că Direcția Silvică Dâmbovița administrează suprafață de fond forestier a statului în suprafață de 54.000 de hectare, iar 20.000 de hectare fond forestier privat, persoane fizice și juridice. Țin să vă anunț că pe această suprafață care o avem, atât suprafața statului cât și private, dar care proprietarii au contracte de administrare sau servicii, prestări servicii silvice cu Direcția Silvică Dâmbovița, pe această suprafață de 74.000 de hectare nu există fenomenul de defrișare, adică tăieri suprafețe la ras. Sunt și la noi tăieri la ras, dar sunt tăieri care, conform amenajamentului, arborete ajunse la vârsta exploatabilității nu pot fi exploatate decât printre rase, cum există la molin, la plop, la salcie sau tăierii cu regenerare vegetativă salcâmului. Deci, pe raza a 74.000 de hectare de județul Dâmbovița nu există fenomenul de defrișare. La a doua întrebare, asta nu înseamnă că și noi nu avem probleme cu sustrasul materialului, sustragerile ilegale de material de lemnos. Vreau să mulțumesc organelor și personalului de la în cadrul Poliției Județului Dâmbovița și a Jandarmeriei Județului Dâmbovița pentru sprijinul enorm pe care ni-l acordă săptămânal, dacă nu zilnic, în reducerea acestor sustrageri ilegale de material lemnos. Avem acțiuni săptămânale, după cum v-am spus, avem și noi puncte vulnerabile acolo unde ne confruntăm nu de un an, doi, de foarte mulți ani cu sustrageri ilegale de material lemnos, zona Vlădenile, Caragiale, limită cu Prahova, zona Potocel spre Cândești, zona Pătroaia. Deci aceste zone și mai ales zonele de zăvoi, acolo unde în lungul albii râurilor, fiind cantoanele dispersate, adică de-a lungul mai sunt, dar nu sustrageri masive de material lemnos. Am avut și în acest an și atacuri la personalul silvic, deci trei pădurari au fost agresați în perioada, în timpul exercitării funcției serviciului de pază pe care îl desfășoară pe raza cantonului. Deci vă asigur și luptăm și cred în personalul silvic a Direcției Silvice Dâmbovița că pe raza acestui, cel puțin la această suprafață de 74.000 de hectare, vom menține intactă pădurea. Asta nu înseamnă că nu tăiem, adică nu exploatăm, dar exploatăm numai prin aplicarea prevederilor legale ale amenajamentului silvic, indiferent de natura proprietății, că este proprietatea statului sau proprietate privată. Respectăm prevederile amenajamentului și eu spun că este foarte bine și pentru noi și pentru proprietari. V-am spus, cu sprijin necontenit și suntem foarte mulțumit de sprijinul acordat atât de poliție cât și de jandarmerie. Cât la sută a contat implementarea aplicației pe telefon pentru depistarea transportului auto ilegal de material lemnos la peste 6 luni de când este în vigoare? Știu că a fost implementată în octombrie anul 2014. Așa este. Este la noi sustragerile, într-adevăr, cu 10-20% mai mici din pădure, că noi parcurgem de cel puțin 2 ori pe an fiecare canton silvic cu inspecții de fond și s-a văzut o ușoară diminuare a sustragerilor de material lemnos, dar această aplicație, noi am simțit-o mai mult pentru că cererea locuitorilor din județul Dâmbovița față de ocoalele noastre la valorificarea materialului lemnos cel puțin cu 50% a fost mai mare. Asta înseamnă că s-a blocat, s-a împiedicat transportul ilegal de material lemnos. În ședința de Colegiul Prefectural din 19 iunie s-a venit cu propunerea participării tuturor instituțiilor la acțiuni de împădurire din spirit civic a datoriei de conservare a aurului verde. Ce părere aveți de acest lucru?
Și credeți că se va concretiza? Este o inițiativă bună? Da, este o inițiativă bună. Toți cei care doresc să împădurească nu pot avea decât o inițiativă bună și foarte bună. Problema, singura problemă care trebuie rezolvată, natura juridică a terenului pe care urmează să se desfășoare împădurire. Deci sunt suprafețe și din câte știu eu, suprafețele sunt în administrare și proprietatea primăriilor, consiliilor locale, da? Și aici, dacă există cu acordul lor, da? Se pot împăduri aceste suprafețe. Noi de fiecare dată, indiferent în cele două campanii de împăduriri, atât primăvara cât și toamna, puieți pe care am avut în excedent, cu aprobarea Legii Naționale a Pădurilor, contracte de sponsorizare, am sponsorizat și am asigurat gratuit cu puieți atât localitățile, primăriile, consiliile locale, cât și persoanele fizice care au dorit să împădurească. Credeți că se va concretiza acest proiect? Dacă se vrea, da. Dacă se vrea. Mulțumesc frumos. Cu mare plăcere.